În unele orașe, deja din prima zi de lucru din noul an, o serie de contribuabili s-au așezat la rând pentru a-și plăti impozitele și taxele locale. Dar dacă vă reamintiți, la Satu Mare este o altă regulă. Direcția de impozite și taxe locale Satu Mare își rea relațiile cu publicul la aproximativ o săptămână, chiar 10 zile din noul an, interval în care se închid și se deschid conturi. Iată că după informațiile pe care le deținem, sătmărenii vor putea să-și plătească impozitele și taxele locale pentru anul în curs abia din 10 ianuarie. În prezent se pot plăti amenziile. Dările locale se indexează cu rata inflației din anul precedent, valoare comunicată de Institutul Național de Statistică. Potrivit informațiilor transmise și în baza hotărârii Consiliului Local numărul 106 din 29 aprilie 2021, indicele de corecție a impozitelor este de 2,6% față de cel din anul precedent. Este în fapt o indexare, nu creștere. Nu merită să vă înghesuiți la ghișee imediat ce vor fi deschise. Bonificația de 10% la plata integrală a obligațiilor pentru anul 2022 este valabilă până la 31 martie.